Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian? Dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine i-ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Salutare, dragi prieteni, întrebării zilei. Astăzi, ca invitat special, o avem pe Domnica Cârciumaru, director de casting. Bună, Domnica! Bună, Gabi! Domnica este responsabilă pentru multe distribuții de film și de seriale, printre care Las Fierbinți, Vlad, Umbre. Domnica, aș dori, dacă ești drăguță și ești, să-ți faci o scurtă prezentare. Ce dorești să afle oamenii despre tine? Eu m-am îndrăgostit de zona asta de film acum vreo 20 de ani și de atunci activez. Și am trecut prin mai multe genuri de ficțiune. Scurtmetraje, lungmetraje, seriale de televiziune, dramă, comedie, adică au fost variate genurile. Thriller, horror și pot să zic că le-am îndrăgit pe toate la fel. Deci de 20 de ani am vreo 100 de lungmetraje, scurtmetraje cu totul făcute. La mulți ani și multe înainte. Cum îți începi tu dimineața? Ai un tabiet anume care îți face mai ușoară intrarea în treburile cotidiene? Începem cu o cafea mare. Continuăm cu o cafea la fel de mare și spre sfârșitul zilei mai consum o cafea. Deci cam 3-4 cafele tot beau pe zi. E plăcerea mea vinovată. Nu fumez, nu beau în exces, nu am așa vicii, dar asta cu cafea nu o să mă las. Și dacă mi-ar interzice vreun doctor vreodată, tot aș consuma cafea. Uite că istoria verii anului 2020 a fost scrisă. Spune-mi care este cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat în vara care tocmai a trecut. Cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat a fost că am stat mai mult cu familie. De obicei, eu având un program extrem de încărcat, cumva încercam să ne găsim la începutul sau la sfârșitul programului meu timp și de cele mai multe ori era limitat. Și sâmbătă, duminica, pe repede înainte să încercăm să recuperăm toată săptămâna. Acum am avut timp de luni până duminică să recuperăm tot timpul ăsta. Și recunosc că a fost foarte plăcut și cumva toată perioada asta pe mine cel puțin m-a prioritizat către familie. Cumva trăim tot timpul contra cronometru și nu vedem că, de fapt, persoanele importante sunt lângă noi și au nevoie de atenție și prioritizăm niște lucruri care, real, dacă tragi linie, nu sunt atât de importante. Că poți să faci timp în 24 de ore mai mult pentru familie decât pentru muncă. Spune-mi, dacă te-ar întrerupe cineva în momentul acesta, ar intra pe ușă și ar spune: Domnica, fă-ți bagajul, te trimit în concediu unde vrei tu, care este prima destinație care îți vine în cap? Barcelona. De 2 ani de zile vreau să ajung la Barcelona. Am văzut Madridul, m-am văzut un pic din Spania, dar n-am văzut Barcelona și toată lumea spune că este o destinație extraordinară de vacanță. Care de toate și că e frumoasă și pentru copii și pentru turiștii trecuți de anumită vârstă, că găsești tot felul de distracții. Și eu am și niște amici pe acolo și chiar mi-ar plăcea să-i revăd. Spune-mi, care este peisajul care te-a lăsat fără cuvinte? Cred că peisajul care m-a lăsat fără cuvinte pentru prima dată a fost Transfăgărășan. Într-adevăr, Transfăgărășanul mi se pare că stai respirația și este o zonă care putea fi mai mult exploatată de români și mai bine pusă în valoare. Cu siguranță. Și mai bine conservată. Pentru că oricum străinii o apreciază mai mult decât o apreciază românii, aparent. Sunt foarte mulți străini care sunt absolut fascinați și eu sunt fascinată de peisaj. Dar ar fi bine dacă s-ar lucra mai mult la infrastructură, ca să punem și mai mult în evidență zona aia. Da, așa este. Spune-mi, cât timp petreci pe zi cu telefonul în brațe? Da, petrec destul de mult, recunosc. Bine, natura profesiei, n-am încotro, că fiind și mai multe proiecte în paralel, de cele mai multe ori comunicarea și mai ales acum se face ori pe telefon, ori pe tabletă, ori pe laptop. Așa că cu telefonul stau cel puțin 7-8 ore. Plus că mai comunicăm și cu alte persoane, gen familia, cum îți spuneam, și
Se întâmplă să fiu sunată și de copii destul de des în timpul zilei și să vorbim. E, sigur. Mai ales dacă fac vreo boacănă, ceva, bănuiesc că mami prima la care se gândesc. Aia nu e numai de boacănă, dar întotdeauna am încurajat să mă sune dacă vor să-mi spună ceva, să fie deschiși. Auzi, dar ți s-a întâmplat să uiți telefonul acasă? Și dacă da, ce sentimente te-au încercat? Da, cred că l-am uitat odată. Dintr-un soi de panică. Eu am trăit și în perioada aia când aveam telefoane fixe și îmi dădeam întâlnire la universitate sau în romană. Și dacă nu întâlneam la ora exactă, dacă întârziam, nu mă mai așteptau. Am pățit-o cu o prietenă foarte bună. Pentru că îmi plăcea să întârzi când eram mai puștoaică așa. Nu mult, 5-10 minute. M-a învățat minte prietena respectivă. De două ori m-a așteptat și astea trei ori nu te mai aștept și nu o să te mai aștept niciodată. Și nu m-am mai așteptat din momentul ăla. Așa că numai pe vremea și te încearcă un soi de panică pentru că nu știi cum să iei legătura. Nu mai există niciun fix, nu mai există niciun fix pe stradă. Cum iei legătura? Și e destul de straniu să rogi pe cineva să-ți dea telefonul, să dai un telefon acasă. Da, par suspect. Cred că vrea să-mi fure telefonul. E ceva ciudat. Cum procedezi când ai de a face în domeniul în care lucrezi tu cu oameni neprofesioniști? Da, mie mi-ar plăcea să nu mai existe oameni neprofesioniști, să existe mai mulți actori, la actori mă refer, care să-și învețe textul, din păcate de pe platouri de filmare, unde sunt câțiva care nu își îndeplinesc misiunea până la capăt și mi-ar plăcea să nu mai existe astfel de semnale. Țin foarte tare ca actorii să se prezinte profesioniști și te prezenta profesioniști înseamnă a-ți asuma textul, a-ți-l învăța, a te prezenta într-un fel fizic, bine, adică aranjat. Exact cum te-ai prezenta la un interviu de angajare, așa ar trebui să te prezinti și la casting. Să fii cumva îmbrăcat, să te pună în valoare pe tine, să ai o atitudine pozitivă, să nu îl încarci pe cel din fața ta cu niciun fel de probleme, să încerci cât se poate să pui întrebări vis-a-vis de personajul pentru care te-ai pregătit, să fii deschis la mai multe opțiuni de a juca acel rol. Cumva asta e deschidere și mi-ar plăcea foarte mult ca actorii să înțeleagă că ei se pregătesc pentru profesia asta de dragul actoriei, da? Și dacă noi ne pregătim, ei respectiv, actorii, se pregătesc pentru cariera de a fi actor, trebuie să îmbrățișeze asta cu drag și să se pregătească tot timpul. A fi actor este, zic mereu, egal cu a fi un sportiv de performanță. Și în fiecare zi trebuie să faci ceva, să te antrenezi, ca să fii din ce în ce mai bun. Dar ce îi sfătuiești pe cei care sunt la început de drum în domeniul tău? A fi director de casting presupune experiență, în primul rând. Pe urmă, presupune creativitate. Trebuie să vezi într-un mod obiectiv actorul și să-l iubești. Dacă nu iubești actorii, nu îi îndrăgești, nu-ți place zona asta de actorie, cu tot ce înseamnă, că actorii sunt extrem de sensibili, în primul rând. Sensibilitatea ajută pe fiecare dintre actori să-și dezvolte mai multe laturi și atunci trebuie să ai delicatețe, să ai sensibilitate vis-a-vis de ei, să aibă răbdare și înțelegere, să înțeleagă că actorii sunt firi sensibile și că facultatea de obicei îi face ușor inflexibil, nu din vina lor, ci pentru că învață anumite tehnici și pentru că în facultate, în general, nu sunt suficiente ore de pregătire pentru film. Facultatea de cel mai multe ori pregătește pentru teatru și atunci este foarte greu dacă nu ai un feedback de la un realizator de film, oricare ar fi regizor, DOP, producător, director de casting, e cam greu de unul singur să-ți dai seama de niște lucruri care se întâmplă în zona de film.
Și de aceea, pentru cei care se pregătesc în zona asta de director de casting, e sfătuit să vadă multe filme, să ducă la teatru, să cunoască actori, să ducă la evenimente cu actori, să-i cunoască bine, să stea de vorbă cu ei și în zona de personal și în zona de profesional. Pentru că trebuie să știi o grămadă de lucruri legate de actori ca să poți să îi propui și să poți să îți dai seama dacă este sau nu potrivit într-o anumită zonă. Foarte interesante sfaturile și într-adevăr ai dreptate și că tot veni vorba de a întâlni actori. Uite, dacă ai avea șansa să petreci o oră din viața ta cu un star de la Hollywood, să-i pui întrebări, să-ți vorbească, să-l cunoști mai bine, ce star ai alege? Mie mi-ar plăcea Keanu Reeves, că mi se pare că, lăsând la o parte zona de star, este un om înainte de toate. Și are o zonă din asta de modestie și de bunătate. Are chiar e un exemplu pentru ceilalți. Și mi-ar plăcea să petrec câteva ore cu el, să-i aflu povestea de viață mai înamănunt. Și să mergem cu metrou, poate. Da. Zâmbesc pentru că săptămâna aceasta, când noi filmăm înregistrarea, o să intre un alt interviu cu Oase și el tot cu Keanu Reeves și-a dorit să se întâlnească. Și uite, Keanu Reeves, dacă ne vezi, să știi că suntem mari fanii tăi, dacă urmărești întrebarea zilei. Da, hai să ne plimbăm cu metrou. Da. Eu de obicei merg de la Brâncoveanu spre universitate. El cred că are alt traseu. Domnica, spune-mi care este comedia la care ai râs cel mai mult? Am văzut foarte multe comedii și nu neapărat sunt atașată de vreuna. Îmi plac și comediile ușoare și la teatru. Eu nu zic nu comediilor bulevardiere, pentru că mă destind extraordinar. Dar este o tragicomedie care s-a lipit de sufletul meu și o să rămână întotdeauna filmul meu de suflet, La Vita e Bella. Și Roberto Benigni este unul dintre actorii mei preferați. L-am văzut de curând și în Pinocchio. Și îmi place foarte tare. Dar care este filmul românesc pe care l-ai revedea oricând cu mare plăcere? Uite, este o comedie, dar o pun un pic mai jos decât La Vita e Bella, pentru că La Vita e Bella cumva a fost genial faptul că au scos din tragedie comedie și că au arătat publicului și celui care urmărește filmul că viața, oricât de tragică ar fi, tot găsești o fărâmă de optimism și și un motor să mergi mai departe, orice s-ar întâmpla. Este, scuze pentru paranteza lungă, este hai, filmul lui Nicolaescu, Neamărit miliardar. Auzi, dar ce te face să nu-ți placă o reclamă? Te agasează sau te face să o disprețuiești? Sunt câteva reclame care îmi displac total, par ușor artificiale la nivel de comunicare, știi? Sunt actori sau amatori, nu știu exact, nu sunt actori cunoscuți, care nu sunt ghidați foarte bine. Și atunci intră într-o zonă de asta de artificial și sunt greu de urmărit. Sunt greu de urmărit sau chiar enervant. E o chestie care te deranjează. Nu poți să urmărești nici măcar alea 30 de secunde. Că e o voce stridentă, că este un joc extrem de artificial sau strident. Reclama ar trebui să fie atrăgătoare. Ar trebui să fie o muzică atrăgătoare, ar trebui să fie un actor carismatic sau o actriță carismatică sau cineva care să te atragă către produsul respectiv. La noi, din păcate, mai sunt și spoturi care displac total, adică nu sunt deloc atractive. Dar oare ce îi face pe producători să aleagă ca interpreți neprofesioniști? Mă gândesc că din considerente de buget se ajunge la alege un actor amator. Dar nu toți actorii amatori sunt lipsiți de carismă, dar asta zic că depinde de la proiect la proiect. Da. Depinde de producător la producător cum și-a imaginat. Ce mi se pare că lipsește cumva în România, nu numai în partea de publicitate, e faptul că foarte mulți creatori de conținut nu se gândesc la public. Cum ar reacționa publicul? Nu se fac focus grupuri.
Uite, ce le place românilor? Să faci focus grupuri, să investești niște bani, să vezi exact ce le place real. Și atunci lucrurile probabil ar funcționa, ar merge mult mai ușor. Și atunci ai afla exact, avea un răspuns imediat de la public și ai vedea că, uite, publicul îi place X lucruri și pe alea le urmărește și aia le place. Cred și în educarea publicului, dar educarea publicului fără să-l convingi cu niște argumente și cu cineva care să aibă carismă, asta, eu țin foarte mult la carismă. Mi se pare că asta este extrem de importantă în zona asta de vânzare, de orice fel. Și de vânzarea actorului, ca să le explic marea majoritate a actorilor, că și carisma asta vine din atitudine, vine din modul cum te îmbraci, vine din a studia niște lucruri care funcționează. Funcționează afară, de cele mai multe ori. Acum aș vrea să te întreb ce ai face tu pentru ca România să devină un loc mai bun, o soluție pentru țară. Îmi pui foarte multă responsabilitate pe umeri acum. Eu aș începe cu educația. Educația, cu sănătatea, ar trebui să... Dar în primul rând cu educația, că noi de 30 de ani cumva ne aflăm cam în același impas, cam în același tip de a educa tânăra generație. Și ar trebui să ne gândim nu de acum în 2-3 ani, ci de acum în 20 de ani ce o să se întâmple. Și, din păcate, viitorul nu sună bine, nici la nivel nici de educație, nici la nivel ecologic, nici la nivel de infrastructură. Eu cred că trebuie investit foarte mult în tânăra generație și în viitorul nostru. Și atunci... Aici aș vrea să... Sunt multe, îți dai seama că este foarte mult de discutat pe subiectul ăsta. Că sunt foarte multe capitole, de la ai pune pe copii să facă niște lucruri independent de părinților, de a le da în primul rând libertatea de a gândi pentru ei, de a scoate din școala asta clasică numai zona de teorie și aplica-o efectiv. Pentru că, din păcate, noi avem o școală teoretică care nu are aplicabilitate imediată. Să faci, nu știu, o săptămână teorie, o săptămână practică, ca acelui copil să-i se sedimenteze informația și să facă practic ceva. Și zona de ecologie și de independență financiară și sunt multe lucruri pe care ar putea să le facă cei care se perind pe la guvernare pentru copii. Mi-aș dori să se întâmple ceva, că din păcate am foarte mulți prieteni care își doresc să emigreze, ori... Cred că ar fi foarte frumos să facem ceva pentru România și să rămânem aici, mare parte din noi. Așa este. Domnica, ai un proverb sau un motto care ți-a devenit o filozofie de viață? Da, bate fierul cât e cald. Mi se pare important să acționezi imediat, nu la modul impulsiv, ci să faci lucrurile când trebuie făcute. Și să nu amând de obicei să faci lucruri. Nu lăsa pe mâine ce poți face iarăși. Nu e de dorit. Sunt omul momentului, pentru că nu-mi place să am timp morți. Și mi se pare important să iau fiecare zi și la sfârșitul zilei când trag linie să zic, domnule, am realizat ceva în ziua respectivă. Nu doar am stat și m-am gândit ce aș putea să realizez. Și fiecare zi din viața asta a noastră, care nu e neapărat lungă, trebuie să facem ceva. Că facem pentru noi, că facem pentru alții, e la fel de important. Care este ultimul cadou pe care ți l-ai oferit? Că și cadourile sunt importante, pe care ni le oferim noi pentru sufletele noastre. Ce mi-am oferit? Cred că mi-am oferit o zi liberă în care am stat și m-am uitat numai la seriale. În care m-am relaxat și n-am făcut nimic. Am rupt tot contactul cu exteriorul și... Mai am zile din astea ca să mă încarc, în care stau și mă uit la filme, citesc. Acum, în pandemie, am redescoperit cititul hârtiilor, cititul cărților. Era un lucru care îmi lipsea, că așa scenarii citesc multe și le citesc de cele mai multe ori pe laptop. Dar îmi place hârtia, îmi place să... Mi-era dor de mirosul ăla de carte proaspăt tipărită. Conduci? Da, și îmi și place. Și care este lucrul care îți displace cel mai mult la participanții din trafic? Mașina 4 de la semafor care claxonează și se grăbește. De cele mai multe ori, chiar și mașina a doua, după tine, care claxonează,
pe claxonează inutil. Fix în momentul când s-a pus verde, claxonează, dar rămâne în urmă de cele mai multe ori. Și șicanările din trafic, astea absolut gratuite. Da, absolut da. Gratuite. Deci cu încălcarea tuturor normelor de siguranță față de ceilalți participanți la trafic. Și mai mă deranjează ceva foarte tare. Părinții care își pun copiii în dreapta. Părinți care își pun copiii mai mici de 12 ani în dreapta. Am văzut și eu, da. Și am văzut copii mici de 2-3 ani. Da, 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 da. Care stau acolo, pe bord. Și în traficul din București, din păcate, nu ai siguranța că nu, că poți tu să eviți vreun accident. Nu, nu știi cine, ce și cum și da, copilul tu poți n-are. Fi cel mai bun șofer din lume. Nu știi ce oferă. Nu știu, da, se poate întâmpla. Spune-mi dacă ai un tabel al cheltuielilor săptămânale să observi pe ce cheltuiești și mai mulți bani. Îți spun direct, nu trebuie să deschid tabelul ăla. Cel mai mult se cheltuie pe mâncare. O familie e compusă din mai mulți membri și aduci mai multe guri. Da. Restul pe întreținerea casei, pe plăceri personale, ieșit la vreun restaurant, mers prin locuri pentru copii, nu știu. Alte cheltuieli mici, dar care se adună. Și categoric, categoric. Dacă ai avea 1 milion de euro, în ce l-ai investi? Mie mi-ar plăcea să-mi fac o școală. Mi-ar plăcea să-mi fac o școală legată de domeniul ăsta în care activez, de cinematografie. Și n-aș zice nu la 1 milion de dolari, cred că aș putea să fac ceva cu ei. Aș putea să organizez un sediu decent cu echipament, cu tot ce trebuie. Dragi investitori, dacă sunteți pe recepție, aveți în față omul potrivit pentru a deschide o școală multimedia. Care este desertul tău preferat? Plăcinta cu mere. Că eu nu sunt o fană neapărat a dulcelui, îmi place mai mult gustul sărat la alimente și să zicem că nici ciocolata nu este o mare plăcere a mea. Deci am foarte mulți prieteni care nu înțeleg asta, deci nu-ți place ciocolata. Nu mi-a plăcut niciodată ciocolata. Îmi place cafeaua, dar nu-mi place ciocolata. E o balanță și aici. Domnica, acestea au fost întrebările mele pentru tine. Îți mulțumesc pentru că ai participat, dar nu ne oprim aici, pentru că și tu, la rândul tău, trebuie să adresezi o întrebare a zilei pentru cei care ne urmăresc. Da, am să pun o întrebare legată fix de perioada asta. Ce v-a făcut fericiți în perioada de izolare, de pandemie? O întrebare foarte bună, personală și a căror răspunsuri voi vi le puteți da, ni le puteți împărtăși și nouă. Mulțumesc mult, Domnica, pentru că ai acceptat invitația. Dragă de. Spune-ne unde te pot găsi oamenii și ce proiecte viitoare mai ai. Ei, momentan pregătesc 2 lungmetraje pentru la anul. Am terminat de făcut probe și castingul pentru un serial HBO. Lucrez pentru Vlad și pentru Las Fierbinții de pe ProTV. Și să vedem, mai am și câteva proiecte străine, un Netflix, mă rog, un film venit din Norvegia, să vedem. Tot ce putem să ne dorim e să fim activi, să muncim în continuare. Și eu pot fi găsit, am o pagină personală, www.dcasting.ro, este pagina mea profesională. Ok, mult succes, să ținem pumnii. Mulțumesc frumos și sper și cei care ne urmăresc să aibă la fel de mult succes și să treacă cu bine și cu răbdare peste perioada asta care ne-a încercat pe toți, cu optimism că o să fie bine în cele din urmă, la sfârșitul acestei perioade grele, probabil o să privim în urmă cu nostalgie și o să zicem, da, am petrecut niște momente foarte grele, dar acum suntem bine. Da, 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 da. Sigur, știi că după o încercare, atunci când te uiți în urmă, privești cu un zâmbet sau uneori chiar cu un râs spre acea perioadă mai dificilă. Să sperăm că o să fie foarte bine. Mulțumim, Domnica, mulțumesc oameni frumoși și buni pentru că ați vizionat întrebarea zilei, mulțumesc partenerului media, pagina de media.ro,
Numai bine și puneți-vă întrebări, pentru că astfel vă țineți creierul la antrenament. O zi bună, numai bine! Face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian? Dar oare bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău.